Ieri a avut loc cântarul oficial din cadrul evenimentului Noaptea Campionilor. Au participat sportivi din toate colțurile lumii, iar evenimentul de la Constanța va fi transmis în direct, inclusiv în Statele Unite. Cel mai cunoscut luptător din Constanța, Alex Filip, va reveni și el în ring după mai bine de un an și jumătate de pauză, dar va fi ultimul meci pentru el. La evenimentul organizat într-un mall din Constanța au fost prezenți fostul mare luptător Cătălin Moroșanu, dar și Corina Martin, președinte de onoare Resto. Am reușit să aducem la numărul 8 o promoție deja cunoscută în România. De această dată o nouă lovitură, să spunem așa, pentru că ne-am asociat pentru Noaptea Campionilor la Constanța, pentru mâine seară, cu promoția probabil cea mai cunoscută la acest moment în România, Dynamite Fighting Show. Va fi o Noaptea Campionilor la Constanța cu nume redutabile din kickboxingul din foarte multe țări, din Maroc, din Franța, din Olanda, din Grecia, din Mexic. Din fericire mă voi afla încă o dată în fața propriilor suporteri. Mă bucur foarte mult că voi lupta din nou în fața publicului constanțean. Într-adevăr, din păcate, va fi ultimul meu meci, însă este și un motiv de bucurie pentru că în felul acesta voi avea mai mult timp liber să mă ocup de copiii de la sală de la mine. După 7 ani de zile am revenit în Constanța, văd că lumea este interesată, cântar oficial chiar este o atracție. Sper să fie o gală supremă, avem parteneri primăria, avem promoția OSS Fighting, sperăm să facem ceva frumos împreună. Evenimentul este organizat de Asociația Club Sportiv OSS Constanța, alături de Asociația Tomis Antidrog și finanțat de Primăria Municipiului Constanța. Noaptea Campionilor va avea loc în această seară de la ora 20 la Sala Sporturilor.